Știința este statutară, numărul de membri minim pentru desfășurarea lucrărilor ședinței este împlinit. Am înțeles că o să ajungă și domnul Mișan pe parcurs. Domnul a fost sunat și mi-a spus că nu se poate să ajungă, fapt pentru care vă solicit să aprobați învoirea lui. Avem ședință ordinară. Înainte de a intra în cuprinsul ședinței, supun la vot aprobarea proceselor verbale a ședințelor anterioare, ce este pentru, dar sunt omisiuni. Împotrivă? Abțineri? Așa cum ați observat din material de ședință, s-a epuizat mandatul de președinte de ședință al domnișoarei Grigoraș Alexandra Elena. Mulțumim pentru colaborare. Mulțumesc. Și v-aș ruga, înainte de a intra în plinul ordinii de zi, să vă faceți nominalizări pentru propunerile de președinte de ședință pentru următoarele 3 luni. Domnul Irimia. Domnul Bumbe, Marian Băsuri. Alte propuneri? Am eu una. Domnul Mihalcea? Păi domnul Toșii, domnul. Am fost viceprimar. Îl vrem aici, să fie și acolo. Aici. Pe ședință. Să asumi responsabilități. Domnul Antoni, vă întreb dacă sunteți de acord cu nominalizarea. Nu, eu, după jumătate în martie, în aprilie, plec la spital. Și nu vreau să fac acord. Domnul Antoni, nu dorește, de motiv de nominalizare. Adică, trebuie acord. Și eu plătesc pentru tine. Ce am mai făcut eu? Cine este pentru propunerea domnului Marian Băsuri ca președinte ședință? Voturi pentru, au fost împotrivă. Abțineri. Domnul Mihalcea. Da, nu, nu, bine. 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 Bună ziua, dragi consilieri, bine ați venit la ședința ordinară din luna februarie. Dau citare ordinii numărul 2. Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin atribuire directă cu negocierea pretenției a unui imobil teren înscris în CF numărul 61694, în suprafață de 5.000 de metri, proprietate privată a comunei Bravo, inițiator domnul Tini Silvin. 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea încheierii contului de execuție a bugetului local al Comunei Bravoie și a situațiilor financiare pe anul 2021. Inițiator domnul primar Tinei Silviu. 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea notei conceptuale și temei de proiectare pentru obiectivul de investiție, modernizare, strada Pătrășcani în Comuna Bravoie, județul Bacău. Inițiator domnul primar Tinei Silviu. Proiect de hotărâre privind cumpărarea unui imobil cu suprafață de 408 metri pătrați și spațiu comercial cu suprafață construită de 218,74 de metri pătrați, aflat în procedură de executare silită. Inițiator, domnul primar Tinei Silviu. Proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local în Comisia de Evaluare a probei de interviu la concursul pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitare de stat. Inițiator, domnul primar Tinei Silviu. 7. Proiect de hotărâre privind acordarea vizului de principiu pentru lotizare suprafață 50 metri pătrați de teren intravilan situat în amplasamentul rotunda sat Bravoiei, Comuna Bravoiei, județul Bacău. Inițiator, domnul primar Tinei Silviu. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local al Comunei Bravoiești, județul Bacău, pe anul 2022, inițiator domnul primar Tinei Silviu. 9. Luarea la cunoștință a raportului privind modul de deducere la îndeplinire a măsurilor dispuse prin decizia raportului de follow-up numărul 2412/22/2022 și 10 diverse. Sunteți de acord cu ordinea de zi? Cine este pentru? Proiect de hotărâre privind aprobarea concesionării prin atribuire directă cu negocierea redevenției a unui imobil teren înscris în CF numărul 61694 în suprafață de 5.000 de metri pătrați, proprietate privată a Comunei Bravoie. Inițiator domnul
Primar Silva, aveți cuvântul, domnul primar. Mulțumesc, domnul președinte. Proiectul de hotărâre arată dorința mea de a încasa în continuare bani la bugetul local din valorificarea bunurilor. Terenul pe care îl avem în dezbatere astăzi a mai fost concesionat către Electrocentrale 80. Acolo s-a construit o instalație de măsurare a puterii vântului. Întrucât primul contract împreună cu adiționalul au expirat ca și termen, nu mai puteam prelungi cu alt contract în act adițional, pentru că așeam jumătate din valoare inițială. Constructorul a făcut dovada unor investiții pe acel teren și atât legea 50 cât și legea 98 ne permite să atribuim direct lotul pentru următorii 2 ani, așa cum a solicitat domnul reprezentant al societății respective. Negocierile de pensie se va face conform caietului de sarcini, deci nu poate fi mai mică decât suma de pe contractul inițial. Deci primul contract care am avut în derulare nu poate fi suma oferită mai puțin decât ce s-a oferit până acum. Asta a fost condiția pe care am pus-o ca să introduc acest proiect de ordine de zi ca inițiator. Consider de bun augur și binevenit orice solicitare putem obține din valorificarea bunurilor. Consider că este oportună și legală, fapt pentru care vă rog să hotărâți în consecință. Mulțumesc! Cine se scrie la cuvânt? Inițiatorul domnului primar Cineștiu, la respectiv. Mulțumesc. În conformitate cu prevederile legale, respectiv legea 273/2006 privind finanțele publice locale, avem obligația de a aproba, supune aprobării încheierea situațiilor financiare de anul anterior, respectiv anul 2021. În mare parte aveți... Domnul Iacea, vă rog frumos. Vorbește domnul primar. Și nu mai vorbesc de adresa mea de întrebare. S-am întâlnit proiectul de hotărâre pe care l-aveți în față. El mai, pe lângă anexele pe care le-ați luat hotărâre, mai cuprinde încă un număr de 6-7 anexe la norme metodologice, așa cum licea cei la trezorerie. În mare parte, domnul contabil a acoperit execuția financiară anului precedent. Dacă sunt nelămuriri sau întrebări sau discuții, îi puteți adresa acum sau îi puteți adresa domnului contabil. Trezoreria ne-a dat avizul favorabil, deci putem închide contul de execuție. Foarte bine. Îmi scrie la cuvânt? Spuneți, domnule. Cer scuze, înainte de a trece la următoarele proiecte de hotărâre, aș vrea să reamintesc că la ședința extraordinară am votat ca chiar dacă este orientativ să se facă proiect de hotărâre pentru, deci proiect, consultanță, tot ce trebuie pentru strada Trotușului. Acei oameni, în 2005, în 1991, și-au pierdut agonisarea de viață. Să vă rog să știu în calendar, suntem în 2022, acolo scrie 2021 clar. Încheierea fondului de execuție bugetară a anului 2021, domnul Mihalță, sunteți defazat. Asta o să votați pentru sau împotrivă? Cum am proiectul de hotărâre care... Suntem la urmează tot alt proiect de hotărâre. Păi acum discutăm despre încheierea execuției fondului bugetară. Asta nu se pune problema. Păi de ce să discutăm? Bine, să discutăm la momentul care la proiectul numărul 4, păi acum suntem la 3. La 4 cu ăsta. Să risc peste 4, treceți la 5.
Eu plătesc pentru tine. Când mi-a putut să se anima. Proiect de hotărâre privind. Și dacă are cum să treabă. Domnule, vă rugăm frumos. Deci, proiectul numărul 4, privind aprobarea notei conceptuale temei de proiectare pentru obiectivul de investiție, modernizare, strada Pătrășcani, Comuna Gravăi, județul Bacău, inițiator, domnul primar Tenis Silviu. Domnule primar, vă rog. Da, mulțumesc. Ca să vă lămuresc de la început, mi-aș fi dorit și eu să fac strada Pătrășcani, evident. Dar am adus proiectantul aici în, comună să vadă despre ce este vorba. Am bătut împreună drumurile satului și eu mi-aș dori să fac toată comuna, nu numai strada Trotușului, dar haideți să vorbim și despre costuri. Pe strada Trotușului, acel kilometru de asfalt se oprește exact în dreptul casei doamnei Puținger. Exact acolo se oprește. Deci, va rămâne o lucrare total neterminată. Doi la mână. În momentul în care vom avea suficiente sume să reabilităm strada Trotușului, ea trebuie gândită ca un tot unitar. Inclusiv strada Sinistraților, inclusiv strada din spate. Pentru că nu rezolvi problema apelor pluviale. Știți foarte bine că pe strada numită Scurteanu, din fiecare dată la fiecare ploaie, apa inundă curțile. Deci trebuie gândite împreună. Ori nici dacă îmi vând urinichi, sau pe amândoi, sau ce mai vreți dumneavoastră, nu am de unde să pun asemenea sume din buget. Este nerealist. Eu nu mă gândesc că sunt primar până în 2050. Eu sunt primar până în 2024, conform codul administrativ și conform tuturor normelor deontologice. Eu nu vreau să înglotez primăria în datorii doar de dragul de a face impresie artistică. Da? Deci eu nu vreau să antamez bugetul Comunii Gravăi pe anii pe care eu nu mai sunt primar. Eu consider că așa este principial să ne întindem exact când este plapuma, să nu ne aruncăm în dorințe de astea care ne depășesc posibilitatea. După cum vedeți, în tot cuprinsul materialului fac eforturi de a aduce bani la bugetul local și o să vedeți că o să mai vină bani la bugetul local, dar asta nu înseamnă că mă arunc în investiții care mă depășesc cu mult. Vreți să facem ca la Onești, să împrumutăm din trezorerie sau din bancă, să facem drumul până la capăt? Una este să discuți de o multianuală anul ăsta și anul viitor, da? Un constructor înțelegător care te poate aștepta 3-4 luni de bani. Vreau să-mi spuneți și mie, cei care aveți cunoștințe printre firme, cât de facil este să aștepți primăria 30, 60, 90 de zile în condiții în care tu ai tăia chitanță? Vă convine? Ce constructor pe care eu nu-l cunosc, care va fi desemnat printr-o procedură legală, simplificată, va aștepta primăria Gravăi de bani 3-4 ani în condiții în care, uitați-vă cum cresc prețul. Deci, am avut de ales între ceva frumos, de acord cu dumneavoastră, ceva util, dar între ceva realizabil sau nerealizabil. La momentul de față, realizabil este strada Pătrășcani. Este singura stradă fezabilă pe care bugetul local o poate susține. În rest, sunt doar povești și clipuri de campanie, domnul Mihal. Și vă înțeleg supărarea, ca să înțeleagă și domnul consilier local, ați pierdut un proces cu primăria Gravăi, o să mai pierde și pe următoarele. Asta este situația. Deci, la momentul de față, eu nu pot să propun decât proiecte care se întind pe durata mandatului meu. Eu nu știu ce va fi după 2024. Eu nu știu ce va fi mâine. Nu îmi cereți să înglotez bugetul local într-o investiție de poate 50 de miliarde. Pentru că eu nu voi semna. Dacă vreți să faceți proiect de hotărâre, sunteți liberi. Domnul Iarcea, Nu trebuie. Mă gândeam că poate să votați cu noi. Și așa trebuie, lăsați. Foarte important să-l faceți. 5. Proiect de hotărâre privind cumpărarea unui imobil cu suprafață de 401 metri pătrați și spațiu comercial cu suprafață construită de 218 metri de 274 de metri pătrați. Aflat în procedură de executare silită, inițiator domnul primar Tinei Silviu. Aveți cuvântul. Mulțumesc, domnul președinte. Săptămâna trecută a ajuns o publicație de vânzare pe care v-am atașat-o la materialul de ședință.
am discutat cu domnul secretar, cu domnul contabil, toată lumea cunoaște casa, nu vreau să-i dau nume. Toată lumea știe despre ce imobil este vorba. Sau nu știe, nu știe cineva despre ce imobil este vorba, este vorba de casa de la Pătrășcani, a familiei Dobrea. Este o clădire impozantă, structurată pe parter plus, are demisol, parter, mansardă, etajul 1 și mansardă, la un preț pe care și domnul contabil și domnul secretar au fost de comun, au fost de comun acord, e un preț care nu trebuie ratat. Mătându-mă la prețurile de vânzare a locuinților din comuna Burahăi, vă dau așa câteva exemple, chiar aici la drumul județean, ca să spun așa, familia Baltac scoate la vânzare o casă din variantă, cum se făceau pe vremuri, cu 40.000 de euro și are cumpărător. Pe la Paulică Montaș am auzit de 1,5 miliarde. Pe la Ciorteanu, la fel din Lut, 90.000 de lei. Casa aceea este toată din beton. Deci este făcută din beton. Teren are mai puțin, dar nu asta mă interesează. Uitându-mă în patrimoniul comunii Burahăi, dispunem de puține, să zic așa, resurse, ca și clădiri administrative, ne pare, în afară de cele trei școli închise, Păltinata, Pătrășcan și Capăta, altceva nu mai avem, ca și clădiri în patrimoniu. Și am spus că ar fi oportun să ne înscriem la procedura de licitație. În ce sens? De-a lungul vremea mai fost de citație, ea nu mai este la prețul de evaluare inițial. Prețul de evaluare inițial e 46.100 de euro, stabilit prin raport de evaluare, făcut de un expert autorizat. Acum ea este scoasă la vânzare cu 75% din prețul de evaluare. Și întâmplător era domnul de la Curtea de Conturi la noi la primărie și chiar am întrebat pe dumneavoastră, domnule, cum crezi că ar trebui să procedezi ca nici să nu încarc la prea legislativă și totuși să poți să iau un mandat de reprezentare la licitație. Însă a fost foarte, foarte deschis și mi-a spus așa, actul tău justificativ este raportul de evaluare. Ai evaluare scrisă, scriptică, la care poți crea. Ai 46.100 de euro ca valoare. Tu oscilează la preț, între prețul minim de pornire de 170.000, 1.700.000 și maxim ofertat prețul de evaluare. Că nu depășești nici măcar cu un leu prețul de evaluare, că nu mai e justificat. Eu am discutat cu domnul executor, nu s-a spus nimeni cu vreme la licitație. Fapt pentru care sunt convins că o să fiu singur prezent acolo. Cred că e un moment bun să mai aducem o clădire valoroasă în patrimoniu. Orice, de la centru de tineret, la ce vreți dumneavoastră. E o clădire care, zic eu, nu trebuie ratată. Are ieșire la stradă din față de acolo. Ar fi păcat să nu, nu știu, să nu punem mâna pe ea, chiar dacă sună așa mai coțește. E părerea nu numai a mea, e părerea mai multor persoane din cadrul primăriei, o putem folosi pentru orice. Și vă spun, nu o iau acasă, rămâne în patrimoniul primăriei, crește valoarea, uitați, scăpăm de niște case de demolat la rotundă, ca să aducem în patrimoniu, zic eu, o clădire valoroasă la 170.000 de lei, nu cred că e o sumă mare. Și ne-o permitem și o să vedeți și de-a lungul vremii că o să mai avem venituri la bugetul local din valorificarea bunurilor care nu ne trebuiesc. Adică, bă, mai îmbrăștea așa pe deal. Eu cred că e de bună augură proiectul de hotărâre și, sincer vă spun, mi-ar părea rău să nu iau mandat din partea dumneavoastră ca să pot să obțin acea clădire. Se pune la vot cine este pentru? Cine este pentru? Domnul Mihal, ce am votat? Votez și eu. Zici că e de acord, da, să vă dacă cu condiția să nu ucrainieni. E luăm? Da, da, nu ucrainieni. Ucrainieni? Nu, e pe front. Ucrainieni, da? Deci este bine cu copii. Da, mă rog, domnul președinte, următorul. Ok. Client. Proiect de hotărâre privind desemnarea unui reprezentant al Consiliului Local în Comisia de Evaluare a Probei de Interviu la concursul pentru ocuparea funcțiilor de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitare de stat. Inițiator, domnul primar Tinei Sirui. Domnul primar. Mulțumesc. Discutasem în prealabil la ședința anterioară despre acest proiect de hotărâre. Venise deja adresa. Eram hotărât, doamne, n-a viște că am discutat cu tine în timpul săptămânii. Eram hotărât să o nominalizez chiar pe dânsa, în schimb, nu poate fi membru în acea comisie, un cadru dat de raza școlii la care
doamna Inache, mă rog, face, lucrează. Nu știm când va fi concursul, nu avem data exactă, nu știm, nici nu știm dacă vor fi exact candidați, pentru că acum urmează să se facă opțiunile pentru fiecare școală în parte. Și din discuții am, de fapt, vă propun ca reprezentant din partea voastră cu Dragoi la comisia de concurs, eu ca primar și ca suplean domnul viceprimar. Asta este propunerea pe care o fac astăzi. Mergeți împreună. Supunem la vot? Da, da. Supunem la vot propunerea. Toată. Aici spune că trebuie să facă parte din Consiliul Local. Deci eu nu fac parte? Reprezentând Consiliul Local. Un reprezentant al Consiliului Local. Putem să punem și pe cineva din comun, nu-i problemă de acolo. Consiliul Local. Eu v-am spus, vreau să propun doamna Inache, dar a apărut o chestie de incompatibilă, nu incompatibilă, de interdicție de a putea face parte. Conflicte de interese. Nu, nu. E specificat în ordine.